Întâlnire importantă astăzi în sala de ședințe a Consiliului Județean Olt. Reprezentanții instituției Avocatul Poporului au venit la Slatina. Aceștia, împreună cu personalul DGASPC Olt, au dezbătut un subiect sensibil având tema respectarea standardelor privind asigurarea calității vieții persoanelor instituționalizate. Avem această întâlnire în mod special astăzi pentru a discuta și a încerca să transmitem tuturor cetățenilor, personalului de DGASPC care se ocupă de locuri de detenție, în special direcții generale, locuri speciale pentru copii, cămine de bătrâni, da? Modul cum sunt respectate drepturile și libertățile acestor beneficiari. Astfel de întâlniri sunt extrem de importante pentru întreg personalul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Sunt binevenite astfel de grupuri de lucru pentru că este o problematică specială în ceea ce privește mai ales persoanele cu dizabilități mentale, psihice, cu agresivitate și trebuie împreună cu aceste organisme să găsim soluții astfel încât să fie respectat în orice centru, fie că este social, de sănătate. Avocatul Poporului apără drepturile și libertățile persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice. El își exercită atribuțiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate în drepturile și în libertățile lor.